Primul lucru pe care aș dori ca să-l facem împreună este ca încă o dată să lăudăm numele Domnului nostru. Amin. Mulțumesc Domnului că mi-a dat harul să pot să vizitez Australia pentru prima dată și ceea ce mă bucură cel mai mult, pe lângă faptul că am putut să descoper puțin țara aceasta, continentul acesta, marea mea bucurie este să pot să întâlnesc pe frații mei de sânge și frații mei de credință, care împărtășim același crez, care avem aceeași nădejde datorită Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos. Cu ocazia aceasta, dați-mi voie să vă aduc salut cu har, pace și bucurie din partea fraților și surorilor din Republica Moldova. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Am mai spus seriile care le-am avut aici împreună la diferite adunări și părtășii. Repet astăzi pentru cei care nu ați fost. M-am născut în România, în județul Botoșane, într-un sat pe malul Prutului. Acolo am crescut, acolo am început viața. Acolo am început și viața de slujire, însă voia Domnului a fost ca în anul 1991 să merg pe partea cealaltă a Prutului în Republica Moldova, m-am căsătorit și prin harul Domnului slujesc acolo. Domnul mi-a dat pe parcursul acestor 33 de ani mai multe lucrări de slujire, iar în prezent am responsabilitatea de supraveghere a uneia din cele 5 comunități regionale, Comunitatea Regională Centru, care numără astăzi peste 100 de biserici. Slujim acolo, căutăm să facem voia Domnului și mai mult decât atât să ducem această veste a mântuirii și a salvării oamenilor care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Seara, după cum ați auzit, va fi și fratele Victor Pavlovski, care este episcopul principal al Uniunii Bisericilor. Îmi dau seama că sunt formulări mai neobișnuite pentru dumneavoastră. Vreau ca să vă explic, în toată fosta Uniune Sovietică nu se folosesc în biserici și în uniuni termeni din viața laică, nu se folosește termenul de președinte de cult sau președinte de filială și cei care slujesc, cum slujesc eu, la nivel de filială sau la nivel de cult, sunt ordinați special în slujbă de episcop. Frații au zis, președinții sunt la parlament, la țară, la CAP și așa mai departe. Eram săptămâna trecută în Brisbane și ne-au dus frații sâmbătă puțin să ne arate ceva locuri și erau acolo două familii de australieni care se odihneau și la un moment dat a întrebat pe unul din cei ce ne însoțea ce limbă vorbiți și au zis vorbim limba română, avem oaspeți din Republica Moldova, dar cine sunt? Și el a vrut, s-a pornit să spună președintele și vicepreședintele cultului penticostal, dar fratele este născut în Australia și puțin s-a pierdut în toate acestea și atât a putut să spună președintele și vicepreședintele Moldovei. Și ei au făcut ochii mari și după aia toată după masa, așa se uitau la noi și așa. Când au plecat, ne-au respectat, s-au gândit cum umblă oamenii ăștia fără pază de corp. Dacă el ar fi spus din start, episcopul Uniunii, ei știau că e vorba de biserică. Uitați-vă că uneori termenii aceștia ne duc într-o oarecare confuzie, dar până la nume și până la poziție, nu cred că contează toate acestea așa de mult și contează că Dumnezeu ne-a găsit. Amin? M-am bucurat să cunosc biserica. Mulțumesc din toată inima pentru dragoste, pentru ospitalitate, pentru căldură, pentru primire. Mulțumesc fratelui Gabi cu care am început de ceva timp să comunicăm din momentul în care
Am știut că voi veni în Australia. Am venit cu ocazia unei conferințe a Bisericii Ruse din Sydney, care au sărbătorit 75 de ani de la fondarea primei biserici slavone din Australia. Oameni care au o experiență cu totul specială, majoritatea din cei în vârstă care au fondat această biserică s-au născut în China. După anul 1917 au primit unii din frați din Rusia descoperire de la Domnul că va veni foamete, război și vremuri grele, să-și vândă tot ce au. Și a pornit un val de emigrare în 18 și apoi în anul 1921 și apoi în 1931 și împreună cu ei au mers peste 2 milioane de oameni. Au mers pe jos cu căruța, cu calul, cu carul, cu boi, cu tot ce au avut ei. Până au ajuns în China, au fost peste 2 milioane acolo, s-au stabilit pentru o vreme, au avut biserici, au avut școli, au avut business și când a venit sistemul comunist în China, din nou a început să-i persecute. Și frații noștri au mers mai departe după cuvântul lui Dumnezeu, au ajuns în Canada, au ajuns în America și unii au ajuns ca și dumneavoastră în Australia și îi mulțumesc lui Dumnezeu că Domnul i-a călăuzit. A fost o conferință cu totul specială, s-a scris și o carte cu ocazia aceasta a acestei istorii. Cartea este deocamdată în limba rusă și în limba engleză. Atunci când am avut această invitație împreună cu fratele Victor să fim la această conferință, am zis, zburăm atât de lung până în Australia, hai să cunoaștem comunitatea română. Am luat legătură, prima persoană care a fost fratele Gabi și el s-a ocupat de planificare, de aranjarea tuturor vizitelor prin biserici și cu ocazia aceasta vreau să-i mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze. Următorul care ne-a luat de la aeroport a fost fratele Petrică și a pus timpul la dispoziție și ne-a luat de la aeroport și apoi din nou și-a mai pus timpul la dispoziție și îi mulțumesc și Domnul să-l binecuvinteze. Nu se cade să uităm gazda noastră, da, fratele Ben și cu sora Lenuța, care într-un mod cu totul aparte ne-au primit, ne-au oferit casa și tot ceea ce trebuie, inclusiv cheia, că așa se face la pocăiți. Dacă trebuie, îți lasă și cheia și îți lasă și casa. Și aceasta ne arată că suntem frați în Hristos. Când cânta fanfara, mi-am adus aminte de toamna anului 1989, jumătatea lunii septembrie, când am ajuns în armată, în regimentul motorizat din Bistrița, și într-una din zile când măturam frunze de sub un castan, unul dintre trompetiștii de serviciu ai unității, a ofițerului de serviciu, după ce a chemat pe sergenții de serviciu acolo la poartă, întorcându-se înapoi, mergea cu trompeta lui și cânta. Pa, 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 pa. Pam, 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 pam. Și eu când am auzit, mi-a tresărit inima și am fugit la el și am zis, sfârșitul veacului trăim, cu luptă, ură și război, dar fericiți la cer privim, nu e mult și Domnul, Domnul, dar la noi. Și el a zis, ești pocăit, eu așa-i adun pe toți. Suntem 15 pocăiți în unitate și în fiecare seară, după ce se dă stingerea, ne adunăm la atelierul de cizmărie, că și cel de acolo e pocăit. Avem acordeoane, avem harfe, avem caiete de cântări, avem Biblii și facem adunarea. Iată că trompetele voastre de astăzi mi-au adus aminte de ceva care a avut loc în viața mea, un eveniment cu totul special și cred că numai cei ce au făcut armata înțeleg ce înseamnă aceasta. Dragii mei, vreau acum ca să ne îndreptăm spre cuvântul Domnului și
Aș vrea să vă invit să deschidem împreună cei ce obișnuim să avem Biblia cu noi la adunare. Cartea Sfântă în 2 Samuel, capitolul 9, și vom citi câteva versete începând cu versetul 1. Dacă îmi îngăduiți, aș vrea să vă invit să ne ridicăm și să ascultăm cuvântul Domnului, să ne pregătim în felul acesta pentru ca Duhul Sfânt să așeze acest cuvânt în inima noastră. Pagina Bibliei, traducerea Cornelescu, 333. David a zis: a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Țiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis: tu ești Țiba? Și el a răspuns: robul tău, da. Împăratul a zis: nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului: mai este un fiu al lui Ionatan, olog de picioare. Împăratul a zis: unde este? Și Țiba a răspuns împăratului: este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David i-a zis: Mefiboset? Și el a răspuns: iată robul tău. David i-a zis: nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis: cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul, și a zis: dau fiului stăpânului tău tot ce era al lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi roadele ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare, și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului: robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic numit Mica, și toți cei ce locuiau în casa lui Țiba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca totdeauna la masa împăratului. El era olog de amândouă picioarele. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, am ales pentru sărbătoarea noastră, pentru masa Domnului, textul acesta din Scriptură, pe care la un moment dat, în timpul lecturării mele a Cuvântului lui Dumnezeu, am putut ca să observ o paralelă extraordinară dintre ceea ce s-a întâmplat aici cu omul acesta și dintre ceea ce a făcut cu noi Domnul Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Când mă uit la textul nostru de astăzi, observ că în general se vorbește aici și ceea ce iese în evidență este iertarea. Însă tema pe care aș vrea ca să o dezvolt astăzi pe baza acestui text, am intitulat-o: iertarea îți oferă un loc la masa împăratului. Închipuiți-vă dumneavoastră, și noi cunoaștem într-o măsură mai mare sau mai mică, cunoaștem ceea ce s-a întâmplat între Saul și între David. Cunoaștem modul în care Saul, cuprins de invidie, cuprins de gânduri rele, gânduri mișelești și răutatea lui în vremea aceea, l-a urmărit pe David împreună cu soldații lui, împreună cu ofițerii lui, a căutat tot posibilul ca să-l omoare, și David a fost nevoit să fugă, să se ascundă în păduri, în munți, în peșteri, în frig și în ploaie. Și după toate aceste comportamente ale lui, în momentul în care Saul nu mai era, murise pe câmpul de luptă, după ce David a ajuns ca să așeze împărăția
Și Scriptura spune în versetele premergătoare capitolului nostru, capitolul 9, în versetele 15, 16 până la 18 din capitolul 8, David a împărățit peste Israel, făcea judecată, dreptate la tot poporul. Ioab, fiul Țeruiei, era mai mare peste oștirea lui Iosafat, fiul lui Ahilud, mai mare peste scriitori, Țadac, fiul lui Ahitub și Ahimelec, fiul lui Abiatar, erau preoți, era Elogofăt, Benania, fiul lui Jehoiada, era căpetenia cheretiților, peletiților și fiii lui David erau mari dregători. Ce vedem noi prin toate descrierile acestea? David ajunsese împărat, David aranjase lucrurile în împărăție, toate funcționau de acum bine, dușmanul lui de moarte nu mai era și totuși la un moment dat David vine înaintea oamenilor săi de vază și pune o întrebare care nimeni nu s-ar fi așteptat. De obicei, și în vremurile acelea și până în zilele noastre de astăzi, uitați-vă chiar în țările care se numesc democratice, când cineva ajunge la putere, caută cu tot posibilul, dacă ar putea, pe cei ce au fost, să le găsească tot felul de situații, să le deschidă dosare, dacă s-ar putea să-i aresteze, să-i închidă și așa mai departe, pentru că omul, prin natura lui firească, întotdeauna luptă împotriva aproapelui său. Și aici vine un om care, am putea să spunem noi, în limbajul nostru românesc, merge contra apei. Că de multe ori pe noi ne ia apa, ne ia curentul, ne iau vremurile, toți se comportă așa, ne comportăm și noi așa. Toți fac în felul acesta, facem și noi în felul acesta, însă când noi ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, dintotdeauna oamenii lui Dumnezeu care au fost călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, oamenii aceștia s-au comportat cu totul altfel și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Vine David și pune întrebarea aceasta, dacă mai este cineva și poate s-au gândit, încă el nu terminase, când a zis el, mai este cineva din casa lui Saul? Și poate se gândeau ofițerii lui, acum ne dă de lucru să mergem, să mergem să-l arestăm, să mergem să-l izolăm pe acela, ca nu cumva să vină din nou și să se ridice. Am descoperit în Ucraina o zonă și poate ați văzut unii pe YouTube, li se spune a români, în zona aceea spre Ungaria sunt sate întregi de oameni care vorbesc limba română, dar o limbă foarte veche, foarte grea. Am mers acolo, am fost de mai multe ori, chiar am dus două familii de la noi din Republica Moldova care cunosc și limba rusă și limba ucraineană și bineînțeles și limba română ca să lucreze acolo ca misionari și am început lucrarea aceasta acolo și când am încercat ca să studiez, să vedem, am descoperit că erau încă din vremurile boierilor înainte de Ștefan cel Mare, când unii luptau împotriva altora și unele familii au fost nevoite ca să ia drumul pribegiei și au ajuns prin Europa, au ajuns prin Praga, prin alte orașe și într-un târziu s-au retras acolo în pădurile acele izolate din Ucraina și trăiesc până astăzi rezultatul luptei între oameni. Dar David zice, dacă este cineva, eu nu vreau să mă răzbun, dar aș vrea ca să mă port cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și așa, haideți ca să ne uităm să descoperim ce face iertarea. În primul rând, când mă uit în textul nostru de astăzi, la masa împăratului, sau iertarea îți dă locul la masa împăratului, pentru că puterea iertării este darul lui Dumnezeu. Puterea iertării o manifestă numai oamenii lui Dumnezeu și puterea aceasta iertării poate să-ți aducă surprize pe care tu nu puteai să le aștepți. David s-ar fi gândit și el era mulțumit când i-a zis
slujitorii lui, atâta mai știm că a rămas din casa lui Saul, unul dintre slujitori. Și David a zis, dacă numai ăsta a rămas, vreau să-i fac bine lui. Dacă numai unul dintre slujitori, și când îl cheamă pe Țiba, spune numai tu, și Țiba îi aduce marea și plăcuta surpriză și spune, nu sunt numai eu, este fiul lui Ionatan și noi cunoaștem relația specială dintre David și Ionatan. Am stat și m-am gândit și când am zis, de unde David a luat, cum el a putut să rostească cuvintele acestea? Și când mergem în Scripturi și dacă ne uităm în 1 Samuel, în capitolul 20, începând cu versetul 14, atunci când viața lui David era în pericol și Saul își pusese toată puterea lui ca să ia viața, Ionatan este cel care vine și îi spune lui David. Și hai să citim de la versetul 11, 1 Samuel 20 cu 11. Ionatan a zis lui David, vino să ieșim pe câmp. Și au ieșit amândoi. Ionatan a zis lui David, iau martor pe Domnul Dumnezeului Israel, voi cerceta de aproape pe tatăl meu mâine sau poimâine și de va gândi bine de David. Domnul să se poarte cu Ionatan cu toată asprimea, dacă nu voi trimite pe nimeni să-ți dea de știre. Dacă tatăl meu va găsi cu cale să-ți facă rău, iarăși îți voi da de știre și te voi lăsa să pleci ca să te duci în pace și Domnul să fie cu tine cum a fost cu tatăl meu. Și versetul 14, dacă voi mai trăi să te porți față de mine cu o bunătate, cum? Ca a Domnului. Și dacă voi muri, să nu-ți îndepărtezi niciodată bunătatea față de casa mea, nici chiar când Domnul va nimici pe fiecare din vrăjmașii lui David de pe fața pământului, căci David a făcut legământ cu casa lui David. Ionatan a făcut legământ cu casa lui David. Închipuiți-vă ce emoții erau acolo. Închipuiți-vă ce stări trăiau acești doi oameni al lui Dumnezeu. Unul fiu de împărat, care ar fi putut ca el să-l urască pe David, pentru că, cu alte cuvinte, dacă nu apărea David, Ionatan trebuia să fie împăratul, dar în el era Duhul lui Dumnezeu și a zis, eu știu cine este David, și a zis, când nu voi mai fi eu, aș vrea ca tu să ai grijă de casa mea. Și în momentul în care, în viața, în inima lui David, a acționat puterea iertării, puterea iertării i-a adus o surpriză atât de plăcută că l-a găsit pe fiul lui Ionatan. Dragii mei, vă invit în ziua aceasta, într-un mod cu totul aparte și încă o dată în plus, ca să luăm în serios iertarea. Amin? Amin. Să luăm în serios iertarea și să fim gata să facem bine celuilalt. Noi avem un copil, când s-a născut al doilea copil, a mers a doua zi dimineața la spital să vizitez soția, bucuros că ni s-a născut al doilea copil, și în timp ce urcam scările, am ajuns la etajul 3 al spitalului și acolo ușa care intra în hol scria reanimare noi născuți. Și m-am gândit ce durere mare este pentru părinții care și-au copiii aici. Soția mea era la etajul 6 și eu continuam să urc scările spre etajul 6 și în timp ce urcam scările am început să mă rog pentru părinții care și-au copiii la etajul 3. Și spuneam în rugăciune pe scări, Doamne, te rog să te înduri de acei părinți care și-au copiii acolo. Și tot m-am rugat așa până am ajuns la etajul 6. Am chemat pe soție și când a venit la ușă, fața ei era schimbată, ochii ei erau roșii de plâns. Și atunci ea mi-a spus, băiatul nostru e la etajul 3.
Și eu m-am rugat pentru alții. Eu știam durerea, simțeam durerea celora care ar fi avut copii acolo. Și mă rugam pentru ei, neștiind că mă rog pentru mine. Și Dumnezeu mi-a făcut surpriza asta ca să mă întărească și a zis, Romică, pentru că ai fost gata să te rogi pentru alții, am vrut ca să știi, te-ai rugat pentru tine. Peste 9 zile Domnul a luat acel copil acasă. Noi nu am mai putut să avem mai mulți copii, pentru noi a fost o mare durere, pentru băiatul nostru a fost o mare durere. A mai crescut după asta încă 14 copii orfani. N-am vrut ca el să fie singur, n-am vrut ca să crească egoist și îi mulțumesc Domnului pentru că într-adevăr este un om deosebit, acum e căsătorit băiatul, are 6 copii, așteaptă al 7-lea, însă în momentele acelea pentru noi a fost greu. Pentru el a fost greu când s-a căsătorit, li s-a născut prima fetiță, i-au știut numele înainte de a se naște, apoi la al doilea, când au aflat că-i băiețel, deja urma ca să se nască și noi nu știam ce nume va pune băiatului și soția într-o zi spune, măi, voi tot bebe, n-ați găsit un nume. Iar ei râdeau și fiul și nora și spune, nu, vom vedea. Și într-o zi eu am zis soției, eu știu ce nume va avea băiețelul. O să-i pună numele fratelui său, că a suferit foarte mult. Și așa a fost, l-a numit Cristian, așa cum îl numisem noi, pe fratele lui. Dragii mei, fii gata să faci un bine și s-ar putea ca acel bine să se întoarcă spre tine. Călătoream odată în România, dinspre Europa, spre Moldova și m-am oprit la un prieten, un slujitor, să găzduim peste noapte, am intrat la el în casă și a zis, Romică, fiii mei cu un grup pleacă în misiune pentru un timp în seara asta, vrei să te rogi pentru ei? Și am spus, sigur că da, am mers cu ei acolo în camera și am îngenunchiat înaintea Domnului și ne-am rugat și i-am încredințat și am spus, Doamne, binecuvintează-i, dă-le har acolo în slujire. Și la un moment dat în rugăciune am zis, Doamne, nu numai pe ei ce cântă, te rog să le dai har și ungere și la predicatorii care vor predica acolo la acele evanghelizări. Ne-am rugat, ei au plecat, a doua zi mi-am continuat drumul, am venit acasă, au trecut vreo 2 săptămâni și mă sună un pastor din Ucraina, din Cernăuț și zice, frate Romică, avem ceva evanghelizări și am vrea să vii la noi luni seară într-un sat. Și am zis, bine. Am condus vreo 400 de kilometri până la ei, am ajuns acolo, era o casă de rugăciune, așa, pe un deal, între păduri, au scos și sistem de sonorizare chiar și afară, să se audă în tot satul, cânta, era o muzică frumoasă, un grup de bărbați și când am intrat în sală și când m-am uitat de la ușă pe scenă, erau tinerii pentru care eu m-am rugat. Și eu când m-am rugat pentru ei, am zis, Doamne, să le dai har și la predicatorii care vor predica cu ei, neștiind că mă rog pentru mine. Fii gata să faci bine, fii gata să ierți, fii gata să iubești. Și în felul acesta, Domnul este Cel care îți produce și îți oferă surprize, lăudat să fie numele Domnului. Ne uităm în textul nostru, la masa împăratului, se ajunge de asemenea, dragii mei, prin decizie personală. David a fost cel care a făcut invitația lui Mefiboset și Mefiboset putea să fie cel care să accepte sau să nu accepte. Și de asemenea, astăzi, Domnul Iisus Hristos este Cel care te invită, dar decizia de a participa ne aparține nouă și eu mă rog ca noi să putem să înțelegem acest mare har. În al treilea rând, mă uit aici în textul nostru, la masa împăratului, trebuie respectată o anumită etichetă. Nu poți să vii oricum. Nu poți să vii oricum și când m-am uitat în text, scrie acolo, Scriptura Mefiboset a trebuit să-și schimbe locul ca să poată fi la masa împăratului. Dragii mei, cunosc puțin sistemul de viață
al celor care au emigrat ca și dumneavoastră. Călătoresc destul de des în Statele Unite. Avem deja un parteneriat de slujire cu bisericile de acolo, spunea fratele Gabi. În felul acesta am ajuns ca să pot să slujesc și în cadrul școlii Sola Scriptura. Și știți ce am descoperit? Că de cele mai multe ori, cu părere de rău, unele familii care au ajuns în America sau în Australia, ei înainte de orice se uită la partea aceasta fizică. Dar eu aș vrea ca să spun pentru copiii lui Dumnezeu, când este vorba să-ți alegi casa unde trăiești și locul unde trăiești, locul acela trebuie ca să-l alegi în funcție de distanța până la biserică, că asta e ceea ce te ține. Puteți să spunem un amin? Nu banul, oricât ar fi el, oricât ar fi Occidentul de Occident. Și îmi spuneau prieteni din Statele Unite, când a fost criza din 2008, îmi spuneau un frate, zice, frate, am avut un business cu o cifră de afaceri de 8 milioane de dolari. Și când a venit criza, a început ca barca business-ului meu să se cufunde. Mai aveam încă 2 milioane de dolari în cont, erau banii economia familiei, și ca să salvez barca afacerii mele, am investit și cei 2 milioane de dolari și barca cobora mai tare în jos. Și apoi am mers la bancă, casa mi era plătită, mașinile mi erau plătite, și am mers la bancă și am luat loan de la bancă și am pus casa gaj și am pus mașinile gaj. Și am pierdut toți banii, și am pierdut casa, și am pierdut toată afacerea. Și am ajuns să merg să locuiesc cu familia într-un apartament în rent și am plecat să lucrez șofer pe camion să avem ce să mâncăm. Și spunea el, dacă eram înțelept să mă opresc să pierd doar business-ul de 8 milioane și să aștept puțin să se limpezească lucrurile, după ce se limpezeau lucrurile cu 2 milioane de dolari, eu puteam să încep ceva, dar așa uneori se întâmplă. Pentru că totul în lumea aceasta, dragii mei, este așa de fragil, așa de trecător și așa de înșelător. Însă ceea ce niciodată nu se schimbă, nu te înșeală și nu te va părăsi, este Iisus Hristos prin biserica Lui. Și de aceea decizia personală, omul acesta când a aflat că lui îi se oferă așa mare har să aibă un loc la masa împăratului, el a spus, dacă e așa, eu va trebui să mut locul de trai. Ca eu să pot să stau la masa împăratului, eu trebuie să locuiesc la Ierusalim. Și ca noi să putem să stăm la masa Domnului, noi trebuie să fim aproape și să fim membri și să fim parte în biserica Domnului Iisus Hristos. Și Domnul să ne binecuvinteze. Puneți preț pe biserică mai mult decât pe orice. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. O altă etichetă în ceea ce privește viața noastră. Nu poți. Biblia ne spune că fiecare avea locul lui. Dacă citiți în 1 Samuel, veți vedea că fiecare avea locul lui, pentru că de obicei chiar și în casa noastră fiecare are locul lui și în biserică fiecare are locul lui, nu? Am venit marți seară, erau mai puțin la rugăciune, dar unii s-au așezat, unii să stau și duminica. Chiar dacă sunt mai puțini. Că așa suntem noi obișnuiți? Dar este vorba de o etichetă. Este vorba de pregătirea noastră din punct de vedere spiritual, este vorba de pregătirea noastră din punct de vedere fizic, este vorba de haina noastră. Este o masă împărătească. Și acolo era împăratul lui Israel, aici este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și masa aceasta l-a costat pe Domnul Iisus Hristos viața. Pe David nu l-a costat viața, dar aici Domnul Iisus Hristos și viața și-a dat-o ca noi să stăm la masa Lui. Îmi povestea un misionar, am avut în România, încă din perioada sistemului comunist, poate unii i-ați întâlnit, erau trei misionari care
veneau și conduceau grupuri de studiu biblic, au fost misionari vreo 30 și ceva de ani, au învățat limba română, deja acum s-au pensionat, s-au întors înapoi în Statele Unite, au fost și în Moldova, eu am lucrat cu ei foarte mulți ani de zile și spunea unul, zice, eram tânăr când am plecat în misiune, am anunțat în biserica din America că vreau să plec în misiune în Europa și un om foarte bogat din vremea aceea m-a chemat la un restaurant, dar era un restaurant de lux, încât aproape nu știam cum să mă comport. M-a așezat la masă, ospătari în jurul meu să-mi toarne, să-mi ia, nu puțin, gata, imediat ceva, un șervețel, gata, ți-l ia și nu puteai tu el să-ți toarne. Și zice, a făcut greșeala unul dintre ospătari că mi-a turnat paharul cu apă plin, spunem noi românii, plin ochi. Acum zice, eu tânăr, ăsta bogat, cu bani, cu milioane, îmi dădea întrebări de misiune și eu aveam nevoie de susținere financiară, aveam emoții, mi se usca gura, vreau să beau, dar mă temeam să iau paharul, că o să tremure mâna de emoții și o să vărs. Și mă gândeam ce să fac și la un moment dat cumva el s-a gândit, zice, mă voi apleca așa puțin când el se uită în altă parte și voi soarbe la început din pahar și apoi o să-l iau cu mâna. N-a atras atenția și nu s-a gândit, scaunele erau cu roți. Și în momentul în care el s-a aplecat, cei ce cunoașteți fizica, s-a schimbat unghiul de greutate și a plecat scaunul în spate. Și el a răsturnat nu doar puțină apă, toată masa a răsturnat-o. Și spunea el, este o etichetă la orice nivel, știți, la orice nivel este o etichetă. Nu te poți duce într-un restaurant de ăsta și să începi să mănânci cum mâncăm poate noi acasă, câteodată pește cu mămăligă românească, nu? Și trebuie ca să scoți oasele sau, nu vreau să mai spun altceva, nu cumva să vă fac poftă acum, da? Dar este o etichetă, dragii mei, haideți să păstrăm și să respectăm că aceasta nu este o masă ca oricare. Amin? Dacă te duci la o nuntă, dacă te duci la o sărbătoare, dacă te duci la o invitație, cineva te-a invitat, oricum nu te duci cu hainele acelea cu care ai venit de la geabul tău și vii acasă și oarecum te pregătești, cu atât mai mult îndemnul meu este când venim în casa Domnului și când venim la masa Domnului să ținem cont de o etichetă. Am avut un îndrumător, un pastor mai în vârstă, cu care am slujit aproape 15 ani în Moldova, un om care avea o experiență de slujire și spun asta pentru tineri, stați pe lângă cei mai în vârstă, doar ascultați-i când ei vorbesc și vă veți putea îmbogăți cu multă experiență de slujire. Printre multele lucruri pe care eu le-am învățat de la omul acesta a fost și o ținută în momentul în care vii la adunare. Apoi, la o vârstă înaintată, Domnul l-a chemat acasă și vreau ca să vă spun, în ziua înmormântării, eu m-am dus în fața dulapului meu de haine și am deschis dulapul de haine și am zis așa, cum ar vrea dacă fratele acesta ar putea ca să mă vadă cum eu am venit la mormântarea lui, cum ar vrea el să mă vadă pe mine îmbrăcat? Știindu-i ținuta lui întotdeauna, știindu-i grija lui întotdeauna și nu doar pentru ținuta lui. El a fost un om care a iubit biserica Domnului. El a fost păstor, dar și-am avut administratori angajați, dar el era administrator prin dar dumnezeiesc. Mă înțelegeți? El știa totul. M-a sunat odată în noapte, eu am locuit o perioadă, 3 ani, chiar lângă casa de rugăciune, la 70 de metri, am avut un apartament în rent, la 70 de metri de casa de rugăciune. Apropo, acum am 800 de metri. Când a trebuit să-mi cumpăr apartament,
referitor la ceea ce am spus adineauri, eu am pus în filtru de căutare maxim 1000 de metri de la biserică. Maxim 1000 de metri de la biserică, asta am pus. Biserica pe primul loc. Atunci am avut 70 de metri. Și el m-a sunat și noaptea și a zis, știi ce, plouă afară și-i cam vânt. Acolo, în acoperiș, a rămas o fereastră deschisă. Sunt prea departe și sunt bătrân. Du-te, te rog, și-o închide. Grijă, grijă pentru Domnul. Respect față de lucrarea lui Dumnezeu și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l spun. La masa împăratului, lipsa este observată. Și asta spune Scriptura. Pentru că fiecare avea locul lui. Odată, în timp ce păstoream, m-am apropiat de o soră și am zis, soră, nu v-am văzut duminica trecută, ceva s-a întâmplat? Și-a zis, frate, păi din atâtea sute, ce chiar ai observat că am lipsit și eu, dar cum ai observat asta? Și am zis, ăsta e secretul. Credincioșii au locul lor. Nu îl mai cauți odată aici și odată acolo. Fiecare are locul lor. Asta uneori este o problemă. Am mers cu tata într-o biserică în România și era musafir. S-a așezat tata pe scaun și a venit un frate local și îi dă cu cotul. Zice, aici e locul meu. Acum și-a găsit acul de cojoc și tata îi zice, arată-mi biletul. Ăla n-a înțeles și repeta două oară, zice, e locul meu. Și tata a zis, arată-mi biletul. Într-o biserică la noi în Moldova, duminică dimineața, a venit o femeie nepocăită la adunare și a venit puțin mai înainte și s-a așezat și ea pe un scaun, sărmana. Și a venit o soră și îi zice, aici e locul meu. Și ea se mută. Și mai trece două minute și vine alta și îi spune, aici e locul meu. Și ea iar se mută. Păstorul era pe scenă și a văzut scena asta. Și s-a dus repede la ea și ea așa speriată, săraca, a zis, unde să mă mai mut? De două ori m-am mutat cu locul și el a spus, nu vă mutați nicăieri. Și după ce s-a terminat slujba, a făcut adunarea membrilor și a mustrat biserica și a spus, fraților, surorilor, dacă vine cineva, noi îl mutăm de pe un scaun, noi trebuie să oferim cel mai bun loc și dacă se cade să stăm în picioare. Dragii mei, David, când trebuia să stea la masa lui Saul, avea locul lui. Mefiboset, când trebuia să stea la masa lui David, avea locul lui. Și noi, când trebuie să stăm la masa Domnului, avem locul nostru. Și cel care observă lipsa sau participarea este împăratul. Și astăzi Domnul Iisus Hristos se uită. Și spuneau frații, ultima lună din an, poate ai neglijat odată, poate ai neglijat de mai multe ori. Stai înaintea Domnului în ziua aceasta, gândește-te la cinstea aceasta care El ți-o dă și spune-i Domnului, Doamne, vreau să am astăzi prezență și participare la masa Ta și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta.